diseară spar concurența. Ce faci? Pornești plasma din platou pe PRTV și o spargi cu ciocanul? Ce glumă bună! De la care neuron ți-a venit? De la stângul sau de la dreptul? Doi? Altul. Normal că am doi chiorete, că dacă aveam unul, eram șeful tău. Și ce invitat ai diseară, pupăză? Un cercetător super tare, mă. Unul gen Hâncu, care zice că a descoperit metoda cum să rămână un bărbat însărcinat. Ăsta-i subiect, mă. Păi ce bărbat e tâmpit să rămână însărcinat să-și pierde jumătate de creier, mă? Dar de ce să-și pierde jumătate de creier? Păi cum de ce, cocoașe? N-ai citit și tu că femeile care-i gravide și naște cedează copilului jumătate de creier? Care-i tâmpitul? Mai pune și tu mâna pe o carte de specialitate, de graviditate. Păi ai citit tu cărți de-astea, mă, de specialitate, de graviditate? Am citit că mă îngrășeasem mea și am crezut că a rămas gravid. Și cine putea să te lase, mă, Fecioara Maria? Duhul Sfânt? Fii superficial, pupăză, că altceva n-ai învățat. Extraterestri, bă, tâmpitule, că mai fost niște cazuri care... Da, mă rog, hai că deviem. Păi, normal, dacă vorbim cu un deviat. Bă, pupăză, să știi că Mărlanul are dreptate, bă. Deci ar fi bărbații interesați să rămâie graviți. Că dacă vor să aibă burta până la gură, e de ajuns să mănânce ca porci, bă. Nici n-au nevoie de sarcină. Iată exemplul la ăștia doi, ia. Băi, fraierilor, orice bărbat, mă, din lume și-ar dori să rămână gravid. Că ăia de la Cartea Recordurilor au zis că dau $1,000,000 recompensă pentru primul mascul care reușește chestia asta. Ce? Ce auzi, umflatule? Mă rog, dacă nu cumva slănina ți-a obturat canalul auditiv. Hai, mă, e pe bune. E pe bune, mă, dar stai liniște că e imposibil chiar și pentru tine. Păi dacă e imposibil, atunci de ce l-ai mai invitat, mă, pe ala la emisiune? Pentru că nebunii fac audiență, Chioret. Pentru ce e asta? Ca să interferez diverse frecvențe. Iubito, am stabilit că nu ne mai înjurăm, da? Adică să intri pe frecvențele unor instituții și să faci ascultări. Ca aia de la SRI? Și pe cine trebuie să asculți? Pe Băse, pe Bodo, nu? Un pârlit de taximetrist. Angajat nevastă sa. Bănuie că o înșeală cu aia de la dispecera. Wow! A intrat pe frecvența taxiurilor? Și el aș trimite bezele cu aia, nu? De asta scol și asta, văd ce zici. Dispar, mă, dispar, că nu e de joacă. E ilegal ce fac. Să te-a dracu să pui mâna pe el, că te crăb, mă. Dar microfonul pentru ce? Vorbești cu el, nu? N-ai tu treabă! Dispar! Bă, gogoașe, bă! E șansa vieții noastre, bă, boule! Mărlane, tu te-ai bolozit? N-ai auzit că e Caterinca, că e vrăjeală, oha? Cum dracu să rămână bărbatul gravid și să mai cinească? Dacă e pe bune, dacă nu-i la hoha, că n-a verificat nimeni, că toți crede că e hoha sau că e o constipație, asta, o conspirație. Dacă se poate, dacă ia de la Cartea Recordurilor minte ca să nu ne-a dat nouă banii, ha? Auzi? Bă, eu nu cred nimic din toate chestiile astea. N-ai decât rămâi tu gravid și naște tu, dacă poți. Gogoasă, nu fi bău că dacă suntem boi, nu fi bău că dacă suntem doi, avem șanse duble, idiotule. Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mine sau cu tine, avortează vreunul de noi. Rămâne ălălalt în competiție și banii împărțim frățește, mă. Și cum naștem, mă, deșteptule? Că un copil nu poate să iasă pe ce avem noi. Avem noi. Bă, tâmpitule, noi nu naștem pe ce avem noi. Ne face cezariană. Ce? Adică ce? Eu trebuie să mă tai pe burtă? Nu merită o tăietură titica gogoașă, 1,000,000 de parai? Merită. Și cine garantează mie că e tăietură titica? Eu, că am citit în cărți de gravide, nu ți-am mai zis. E ca o apendicită, dar mă, că-i pusă pe mijlocul burții. Mai dă-o măta, ăsta, măsa.
Bă, nu cred nimic până nu verific din trei surse. Ca așa e jurnalistic. 2-10, 2-10. Mă aude cineva? Doi? Wow! Am intrat pe frecvența radiourilor. Sunt Cătălin Despuiatu și vă prezint știrile. Bărbații pot rămâne gravizi. Balenele eșuează de plictiseală. În schimb, vremea va fi variabilă. Urmează știrile din larg. Conform unui studiu făcut de Universitatea Pyroblast din Statele Unite, se pare că bărbații pot rămâne însărcinați. Aha! Aceștia pot fi inseminați prin... Ce ai făcut, idiotule? Dă-i înapoi să te nebunesc! Dar n-am făcut nimic. Sper că n-ai umblat la aparat. Ba da, am și prezentat știrile la radio cu el. Ce mai vrei, gogoașa? Ai zis și la radio. E verificată. Mărlane, eu am zis că o să verific din trei surse. Asta e abia una. Bă, tâmpitule, asta una e toate trei. Că ea la radio nu difuzează o știre până nu o verifică ei din trei surse. Animalule care ești. Dai seama cum câți bărbați dă buluc la inseminări? Păi vrei să ne ia alții milionul, bă? Dă-i frumos. Hai, dă-i pe pupăză și o să vedem cum trebuie să procedăm. Iubi, tu știi de când am mai făcut așa ceva? De mult, știu, Iubi, da. Ba, am avut eu de treabă la birou. Ba, am fost certați. E, și nu te-ai fi gândit tu să ne împăcăm așa? Aha, aha, i-am prins. Cum de pleci? Să-i pozezi, că și-au dat întâlnire, fraierii. Fraiere, anulează întâlnirea! Anulează întâlnirea că te arzi! Și uite, frecvența poliției! Către toate unitățile, măcel în ferentari. Repet, măcel în ferentari. Scuze, e șeful. Yes! Da, să trăiți, șeful. Ordonați! Acum! Am înțeles. Viu! Unde pleci? E măcel mare în ferentari, mămică. E nevoie de toate efectivele. M-a chemat șeful, moț, cop, trebuie să ajung și acolo. T-a promit că-mi iau revanșa când mă întorc. Hai. Da, dumneavoastră sunteți medic cu patalama la mână? În primul rând, vreau să spun bună seara telespectatorilor și invitaților dumneavoastră. Și dacă vorbim de medic, să știți că eu sunt chiar doctor honorius maximus al Academiei din Casavencia. Domnule Pupăză, sunt medicul curant al domnișoarei, celebrei domnișoare Naomi de la TV și am asistat la nașterea fetiței Monicăi Columbeanu. La televizor, bineînțeles. Senzațional de impresionant. Așadar, dumneavoastră susțineți că ați descoperit o metodă. Chiar două, vreau să... Senzațional din nou, doamnelor și domnilor. Două metode prin care bărbații pot face copii. Spuneți-ne, vă rog, una din ele. Păi, eu pot să vi le spun chiar pe amândouă că e aceeași, înțelegeți? Numai că la prima... metodă, inseminarea se face prin gură, respectiv prin cavitatea bucală,
Iar cealaltă metodă se face prin fund, respectiv prin orificiul anal. Mai lucrez încă la metoda cu urechea, mă rog. Facem pe gură, nu? Că doar nu suntem de ea. Dar vă dați seama dumneavoastră de amploarea acestei descoperiri? Spuneți-ne în ce constă metoda. Da ce? Eu sunt prost, adică să-mi fure americanii ideea, înțelegeți? E originală. Asta da, am înțeles, dar măcar spuneți-ne așa, în mare. În mare, da, sigur, fiți atenți, dacă doriți să notați, deci... Nu, că rețin, nu-i problemă. Da, da. Deci se ia un subiect uman, adică un bărbat, și se administrează în mod regulat, nu-i așa, lutinezină, estrogen, progesteron, hormon tiroidieni și gamma-fluorobuteraron. Da. Da, dar ce sunt toate astea? Ca să înțeleagă lumea. Da, da, sunt doze fixe de hormonii feminini care au rolul de a pregăti organismul pentru viitoarea sarcină, înțelegeți? Apoi se induce sarcina ectopică. Aha, adică? Adică sarcina fără uter, înțelegeți? Prin introducerea embrionului uman în abdomenul subiectului, adică în cavitatea abdominală. Prin gură sau prin fund? Prin gură, pupă, sau prin fund, că nu știm de ea! Ați încercat, practic, metoda? Încă nu am încercat-o, pentru că nu am găsit subiect uman. Înțelegeți, am testat-o doar pe... Ce faci? Hai că vrei să ne iați de aici, mișcă-te! Mă nu și gogoașă, mă! Să încerc acest experiment? Gata, Iubi, a fost doar alarmă fals. Să fie într-un ceas bun. Da, mă lăsați să transmit în direct, minut cu minut, evoluția sarcinilor. Contracost, pupă, să bineînțeles. Băi, și neapane, tu, în loc să mulțumești că l-am adus pe domnul doctor ca să... O sumă modică chitră, ca să avem și noi, mă, de... astea, de vitamine pentru bebeluși, ca să fie și ei sănătoși, mă. Așa, da, pentru copil, da. Okay. Da, da, atunci dacă v-ați înțeles, nu e așa, putem să purcedem, nu? Adică vreți deja să ne inseminați? Aha, nu. Deocamdată va trebui să beți aceste două sticluțe care conțin hormoni feminini. Dar nu i-ai prins aseară? Nu, mă, că nu s-a mai dus la întâlnire. Parcă l-ar fi avertizat cineva. Incredibil. Ce? Asta e. Iată iepurii. Iubia, seara a fost o alarmă falsă. Un idiot a intrat pe frecvența noastră a poliției. Înțelegi? Și-a făcut o glumă proastă. Dar în seara asta nimic nu m-a ieșit de în cale ca să mă iubesc cu tine. Nu se poate, șef. Da, șeful. Haide, șeful, că sunt și eu aici cu iubitica. Am înțeles să trăiți. Trăiți! Chiară-te, dacă mai pleci în seara asta, mă sinucid! Mămica, s-a descoperit un cadavru în Colentina și m-au chemat-ără atât ca criminalist, cât și ca paranormal. Dar să știi că viu repede și îmi iau revanșa, promit! Ce-ați făcut? Ați băut toată sticla dintr-o dată?
Păi, doctore Batane, crezi că noi stăm aceleași frecamente? Vrei să ne trezim că noi alții înainte? Dă-mi cu asta, ghițim embrioanele alea când mai avem alcool în sticla aceea. Hai că tai mis banii. Da, metoda asta, să știți că nu... Intrăm în emisie. Doamnelor și domnilor, iată că momentul senzațional, dar ce zic eu senzațional, istoric, epocal, a sosit. Mă cam ești în alarmele lor. Îmi simțiți? Așa prost suntem, șeful! Păi orice agarici intră pe frecvența noastră! Toată lumea își bate joc de noi! Ce-am ajuns noi, șeful? Cine vrem panara mele astea? Nu știu nici o chiorete, dar o să aflu. O să aflu pentru că i-am rugat pe băieții de la tehnic să-i localizeze. Ia! Da, hai, zi! Așa, mersi! Iete adresa simpaticului! Asta-i adresa lui Van Damme, șeful. Îi omor! Îi omor? Van Damme îl trimite pe ăsta peste tot, se poate întâlni cu gagică sa. Ăștia sunt amanți. Băi, opriți-l pe Chiorete, repede! A plecat deja șeful. Gali, 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 gali. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, domnul doctor le face deja primul control viitorilor tătici. Cum e domnul doctor? S-a prins embrionul? Numai un moment. Gali, gali, gali. Își caută loc. Senzațional, dragi prieteni! Iată că embrionul își caută locul numai aici, la noi, în direct și în exclusivitate, la Pupăză Show! Și cum merge treaba, domnul doctor? Merge foarte bine. Etapa aceasta a evoluat foarte bine cazul. Așa, dacă embrionul se fixează, urmează să trecem la etapa următoare, deci la schimbarea de sex, ca să poată naște normal. Mă înțelege? Adică! Ce? Uite, a fost vorba că ne faceți o cezariană din aia mică. Aaa, nici o cezariană. Că aveți prea multă grăsime pe burți și așa complicat de tăiat. Și oricum trebuia să facem operație de schimbare de sex ca să puteți să alăptați ca niște mămici viitoare ce sunteți, nu? Ceva, magarule, bă, să auză din gura ta, că numai tu ne-ai purtat pe coclaur și adio, cine român... Ah! Mămică! Tu ce ai tăiat venele? S-au omorât! Ah! Ui, și ucici, iubitica, idiotule, din cauza ta! Dar, bobotră! Mămică! Tu, iubi! Ah! Iartă-mă, iubi! Nu mai de cauza! N-am să merg niciodată! I-a omorât! Ce era ta cariera, bă, băiatule? Ce vorbim, șeful, acolo? Ce carieră? Ce vă bate în joc? Ce-s goangele astea, bre? Pă cine să o omor, bre? Hai, bre, de ce să-i omor? Chiorete! Chiorete, noi știm că ei erau amanți, Chiorete! De ce crezi că te trimitea Van Damme pe coclauri? Ca să rămână singur cu ea! Hai, ia-l! Era amanți? Da, Chiorete! Să-i dracu să fiți! Amanți ai? Frați, nu puteți afi! Aici erați! Ce faceți, mă? Avortez spontan, Pupăză! Ce vrei să faceți? Și mie de ce nu-mi spuneți, bă, idioților, că cu avort în direct rupeam audiențele, mă! De ce, mă? De ce? Mersi, Pupăză!
bun. Opa, deci asta era jucăria, a? Ești arestată. Hai, mâine sus. Ia-o. Îmi luam tensiunea, domnul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Acuzată răștea că am omorât pe Van Damme și pe Dezire. Dar nu e adevărat. Deși meritau cu prinsoțință ticăloșii. Tu știai, dragă, că ăștia doi erau amanți? Ce, mă? Hai, vezi? Nici eu, nici tu nu știam. Dar știa toată România. Ah, ce orbi am fost. Ce orbi am fost, auzi? Mă, tu vorbești serios? Păi, dacă spui. Cum n-ai bine să fiu moartă? Cum n-ai bine dacă eu sunt aici? Te rog frumos să-i dai drumul imediat. Ce cauți fata aici? Te așteptam pe tine, Fufo. Te întinzi cu bărbatul meu când eu sunt în misiune? Eu? Zi!